Dragi prieteni, salutare! Începem o nouă săptămână de la 11 de aici, din studioul Agora, cu un nou interviu live din seria interviurilor electorale. Alături de mine este președintele Partidului Democrat, domnul Pavel Filip. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Concurentul cu numărul 8 în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Domnule Filip, interviul de azi va fi axat mai mult pe promisiunile electorale și viziunile electorale ale formațiunii pe care o conduceți. Am pregătit pentru dumneavoastră 6 întrebări generale sau axate pe 6 domenii, iar la final vor fi 5 întrebări blitz la care am să vă rog să ne răspundeți cu da sau nu, ca să înțelegem și noi eventual cam ce scenarii poate de posibile alianțe se vor forma. Așadar, am analizat un pic programul electoral al partidului Moldova Altfel și dacă e să pornim cu domeniul social, promiteți acolo creșteri salariale și indemnizații sociale, inclusiv fiecare copil va primi cel puțin 200 de lei până la vârsta de 18 ani. O inițiativă similară a fost propusă în campania electorală din 2019 tot de Partidul Democrat, condus pe atunci de Vlad Plahotniuc și chiar votată în prima lectură în legislatura trecută. Ce v-a împiedicat să votați această inițiativă în legislatura actuală? Deci, eu aș porni nu de la promisiuni, pentru că, în general, Partidul Democrat nu vine în acest program electoral și plan de țară pe care îl are el cu promisiuni sociale. Asta ar însemna că este rupt din context sau încercați să examinați doar un element dintr-un tablou din mai multe puzzle-uri și astfel nu o să înțelegi absolut nimic. Planul nostru de țară este un plan serios, elaborat de către colegii mei din Partidul Democrat și, de fapt, nu constă doar în aceste promisiuni despre care vorbiți dumneavoastră. Dar sunt și ele parte din acest plan. Sunt parte din acest plan, dar la ele trebuie de ajuns. Pentru că Partidul Democrat, spre deosebire de alte formațiuni politice, nu face doar oferte populiste în această campanie electorală. Oferta Partidului Democrat este alta. Acest plan de țară are o structură logică prin care răspundem la câteva întrebări. Oamenii își doresc bunăstare. Pentru a oferi bunăstare, trebuie să ai bani în buget. Pentru a avea bani în buget care vin doar prin intermediul impozitelor plătite de oameni sau întreprinderi, trebuie să ai economie și noi venim aici cu stimulentele pentru economie. Pentru a avea economie, trebuie să ai un fundament și la noi el este bazat pe 3 piloni. Educație, infrastructură și justiție. Ăsta este modelul economic pe care îl propune Partidul Democrat. De aceea, dacă o să pornim de aici, o să vedeți de unde vom lua bani pentru a implementa ofertele sociale sau investițiile publice. Partidul Democrat nu promite altceva în această campanie decât să muncim, da, să ne suflecăm mânecile, alta. Să ne suflecăm mânecile și să muncim foarte mult. Ce v-a împiedicat în actuala legislatură să votați în a doua lectură ca această inițiativă deja să fie una realizată? În actuala legislatură am avut parte de foarte mult populism. Au fost votate legi care nu trebuiau să fie votate pentru că nu au niciun viitor și nu pot fi puse în aplicare fiind neconstituționale și multe altele propuse de către Partidul Democrat nu au mai ajuns să fie votate. Sperați ca în viitoarea să reușiți să formați această majoritate care să susțină această inițiativă? Eu sunt absolut sigur că în următorul parlament vom reuși să avem o majoritate pro-europeană care să nu vină cu proiecte populiste, dar în etapa inițială să vină cu proiecte care țin de reforme importante și anume punerea în aplicare acestui model economic pe care îl propunem noi, de unde vom avea bani pentru implementarea inițiativelor sociale. Va face parte și Partidul Democrat în această majoritate? Da, cu siguranță. Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Cu siguranță Partidul Democrat va face parte din următoarea garnitură de guvernare și majoritate parlamentară. Alături de cine? Și o să rămâneți uimiți de scorul care va fi înregistrat de Partidul Democrat în această campanie, alături de partidele pro-europene. Următoarea întrebare ține de securitatea energetică, la fel reflectată în programul dumneavoastră, și spuneți că după gaz vom avea și energie electrică din România.
când se va întâmpla acest lucru. Pentru că dacă analizăm situația cu gazoductul Iași-Ungheni, nu prea vedem foarte mult gaz prin această țeavă curgând, chiar dacă a fost inaugurat. Nu este neapărat să vedem mult gaz curgând prin această țară, prin această țeavă, pentru că construcția acestui gazoduct a venit să rezolve problema securității energetice a Republicii Moldova. Să nu depindem doar de o singură sursă. Dar atunci când ai alternativă, atunci negociești unde obții un preț mai bun, atunci de acolo faci achizițiile. Deci nu era neapărat ca prin această țeavă să curgă permanent și doar dintr-o singură direcție gaz. Este un proiect la care am ținut foarte mult și a fost realizat până la urmă de guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc. Îmi pare rău că după aceasta s-au mișcat mai prost cu interconexiunile pe energie electrică, care vin de fapt să rezolve aceeași problemă, securitatea energetică a statului. Pot doar problema să vă aduc aminte. De care parte e? Din lipsa administrării eficiente a Republicii Moldova. Este un singur răspuns la această întrebare, pentru că în perioada guvernului pe care l-am condus, noi am reușit să identificăm și să avem proiectele pentru 3 conexiuni pe energie electrică cu România, dintre care pe prima am avansat foarte mult, este vorba de interconexiunea pe segmentul Isaccea-Vulcănești-Chișinău. Atât mai mult, proiectul este aprobat și încă mai mult o să vă spun că noi am identificat și banii prin contractele semnate cu finanțătorii. Acum doar a fost o tergiversare din cauza incompetenței celor care au guvernat în această perioadă. Da, revenind la gazoductul Iași-Ungheni și Ungheni-Chișinău, care au început deja lucrările, există totuși o problemă ce ține de proprietarul rețelelor de distribuție. Da? Moldova Gaz este proprietarul absolut, fiind o companie fiică a Gazpromului. Credeți că va fi interesat să cedeze ca prin rețelele sale să circule sursa alternativă de gaz decât cel care vine astăzi din Federația Rusă? Al patrulea pachet energetic impune acest lucru la nivel de lege. De aceea, oricare operator, și nu contează cine este proprietarul rețelelor, el este obligat să ofere acces pentru oricare alt operator care vrea să livreze gaze naturale. Al treilea domeniu, agricultura. Promiteți acolo TVA 10% pentru agricultură și un singur impozit în loc de 6 taxe care sunt astăzi și inclusiv un program de substituire a importurilor cu produse autohtone cumpărăm din Moldova. Cum facem asta? Interzicem importurile sau cum vedeți soluționarea? Pentru că există și acordul de liber schimb cu UE, unde ne-am angajat. Prin restricții niciodată nu poți să rezolvi absolut nimic. Restricțiile și interdicțiile nu duc la soluționarea unei sau alte probleme. Să o luăm de la început. Noi am știut cum să gestionăm și acest domeniu. Îmi aduc aminte, în 2016, când am preluat conducerea guvernului, aveam datorii pe subvențiile din agricultură, încă neachitate din 2014. Am achitat toate subvențiile și am ridicat, am suplinit fondul de subvenționare pentru agricultură până la 1 miliard de lei și plățile au fost efectuate la timp. Doi, cu referire la acest impozit unificat. Deci au fost mai multe tentative în Republica Moldova, ba chiar și a fost un proiect pilot, pare mi se, după care, din cauza rezistenței interne a instituțiilor statului, nu a mai ajuns să fie impus un impozit unificat. Eu personal am demonstrat că acest lucru este posibil. Sunt autorul legii parcurilor IT virtuale, unde se plătește doar un singur impozit, adică este mult mai învasat acolo. De aceea, cei care spun că nu este posibil, le răspund deja prin proiectul care a fost realizat, că este posibil. De aceea, lucrurile aici sunt elementare. Povara nu trebuie pusă pe agentul economic, povara trebuie pusă pe instituțiile statului. Deci nu agentul economic trebuie să aibă grijă în ce direcție să plătească impozitele. El plătește, spre exemplu, la fisc sau la Ministerul Finanțelor și de acolo deja instituțiile statului distribuie acest impozit unde are nevoie. Deci este un lucru absolut care poate fi realizat. 10 pe linie în agricultură este o problemă veche,
complicată, care poate fi soluționată impunând un impozit, un impozit pe taxă valoare adăugată de 10% pe linie, pentru că au de suferit producătorii agricoli, pentru că avem această diferență de 8% și ulterior 20%, care vine peste capul agricultorilor. Această medie de 10% ar veni să rezolve această problemă. Acum, cel mai important, noi am propus un program național fabricat în Moldova, care ar prevedea, într-un mod oarecare, stimularea producătorilor autohtoni. Pentru că noi, dacă aspirăm să avem pensii mai mari, salarii mai mari, noi trebuie să înțelegem că trebuie să dezvoltăm industria în Republica Moldova. Acel model economic instalat în Republica Moldova, unul foarte păgubos, eu l-aș descrie în felul următor: export de oameni, import de produse, nu va aduce nimic bun în viitor pentru Republica Moldova. De aceea, oamenii care, cu părere de rău, au plecat peste hotare, au menținut în această perioadă viabilitatea Republicii Moldova prin transferurile de bani pe care le-au făcut în țară, ceea ce înseamnă că au asigurat un nivel de consum. Puterea de cumpărare în Republica Moldova a existat, unul din cele mai importante elemente pentru o economie, doar că instituțiile statului au ales, cum vă spuneam, cel mai simplu model economic, au importat produse. Bani când spuneți din afară, instituțiile statului, la care vă... Produse din afară, cumpărat pe piața internă, după care banii au plecat înapoi. Mă refer la nivel de guvern. În primul rând, Inspectoratul Fiscal sau Ministerul Finanțelor, pentru că dacă ne gândim la minister, asta aici putem vorbi de o funcție numai guvernul, publică. Și nu numai, guvernul. Deci, în general, toată conducerea țării, inclusiv Parlamentul Legislativ, am în vedere și inițiativele care vin de la guvern. Există bariere netarifare, există o sumedenie de posibilități pentru a stimula producerea internă. Și lucrul ăsta este făcut de către toate țările. Spre exemplu, noi am avut o inițiativă legislativă pe timpul guvernului pe care am avut onoarea să-l conduc, legea comerțului, care prevedea stimularea producătorilor autohtoni, aprobată în final în Parlament, cu părere de rău, nu a fost promulgată. Eu sunt absolut sigur că ea va fi încă o dată revotată în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru că au fost mai multe prevederi acolo și reducerea Dar nu numai acest, ăsta este unul din elementele care poate ajuta producătorii autohtoni. Dar sunt și un sumedenie de alte elemente, cum ar fi subvenționarea, promovarea produselor, accesul în supermarkete prevede această lege, impozitarea materiei prime, cea care nu se regăsește în Republica Moldova, și multe altele. O a patra întrebare la care vreau să aflu viziunea formațiunii pe care o conduceți ține de o eventuală reformă teritorială administrativă. Cum vede Partidul Democrat lucrurile în acest domeniu? Pentru că se discută foarte mult în ultima perioadă, există inclusiv concurenți electorali care pledează pentru o astfel de reformă exact prin lichidarea consiliilor raionale. Dumneavoastră, cum vedeți aici lucrurile? E nevoie de schimbări sau nu? Este o întrebare foarte complexă. Eu privesc și eu acum și aud câtă ușurință se vorbește despre această reformă administrativ-teritorială și multă lume, inclusiv din cei care promovează această reformă, nu înțeleg că comit o greșeală foarte mare. 99% comit o greșeală, pentru că această reformă administrativ-teritorială, din punctul lor de reper, este privită ca reorganizare teritorială a Republicii Moldova. Județe, regiuni, municipalități... Sunt mai multe voci. Unii zic da, alții zic nu, să rămână raioanele așa, dar lichidăm doar consiliile. Nu contează. Raioane, județe, municipalități, regiuni, sunt mai multe modele. Iată, ei privesc din punctul ăsta de vedere. Reforma administrativ-teritorială este despre altceva și ea trebuie privită din alt punct de vedere. Reforma aceasta este despre confortul cetățeanului. Și trebuie să răspundem la întrebarea în ce model cetățeanul Republicii Moldova se va simți mai confortabil. În ce model va avea acces la servicii publice
fără bariere, în ce acces va avea, în ce sistem sau model va avea acces la servicii de educație, de sănătate, transport public, accesul la judecătorii și tot așa mai departe. Iată despre ce este această reformă. Eu spuneam și cu alte ocazii, pentru că am muncit pe elaborarea a câtorva modele de reformă administrativ-teritorială în perioada guvernului condus de mine. Și eu le spuneam atunci și experților, pentru că această reformă trebuie bine pregătită. Trebuie consultată cu toți și ulterior, după ce ai aprobat modelul pe care trebuie să mergi, procezi la implementarea acestei reforme. Țările Baltice au implementat reforma administrativ-teritorială, pare mi se, 10 sau 15 ani. Deci nu este o reformă care, precum zic unii, este implementată într-un an sau 2 ani de zile. Și o să vă spun de ce. Eu chiar spuneam și o istorioară, sau dacă vreți un banc sau o istorioară hazlie, stătea la piață Leonardo da Vinci și vindea o pictură și alături de el stătea un pictor tânăr, care și el a venit să-și vândă o pictură. Și el îl întreabă pe Leonardo da Vinci, cât timp ai pictat această... Zice că am lucrat un an de zile la această pictură și el zice, un an de zile, eu am pictat-o într-o zi. Și Leonardo da Vinci îl întreabă, și în cât timp vinzi această pictură? Zice că un an de zile o vând, dar eu o vând într-o zi. Iată ce înseamnă lucru bine făcut și bine gândit. După ce este elaborat modelul, aprobat modelul, se începe implementarea. Asta înseamnă că trebuie să construim drumuri, astfel încât omul să se simtă în confort, să construim școli, să construim grădinițe, să construim spitale regionale, să harta judecătorească, astfel încât transportul public, astfel încât omul să fie confortabil, să ajungă la serviciile publice. De ce nu a mers reforma atunci când am trecut la județ? Pentru că oamenii se confruntau cu un disconfort enorm. Nu erau creată infrastructură. De aceea, noi avem nevoie de reforma administrativ-teritorială, doar că asta nu este prioritatea numărul 1 în Republica Moldova. Dacă cineva o să-mi spună că, iată, facem într-un an de zile reformă și Republica Moldova va fi bogată, atunci, da, eu poate o să fiu de acord dacă mi-aduce argumente și îmi demonstrează acest lucru. Nu este prioritatea numărul 1. Pentru a implementa această reformă, trebuie să ai și dezvoltare economică, dar cel mai important trebuie să fii pregătit să o pui în aplicare. Dar dacă am discutat concret, exact propunerea cu care vine unul dintre concurenții electorali e ca actualele raioane să-și păstreze teritoriile sau hotarele așa cum sunt actualmente, singura schimbare care s-ar face ar fi lichidarea consiliilor raionale și astfel să se facă mai mari economii, iar finanțele să fie direcționate direct către primării, fiecare centru raional să fie declarat municipiu, iar satele din acel raion să fie suburbii ale acelui municipiu. Dumneavoastră, deci, cum dincolo de, spune da sau nu? Dincolo de funcție de prim-ministru și ministru, eu am avut și funcție de director general și am condus două întreprinderi mari. Eu vin din sectorul real al economiei, vin din business. Și acel conducător care crede că poate dezvolta o întreprindere economisind și optimizând cheltuielile, este un conducător prost. O întreprindere poate fi dezvoltată atunci când mărești vânzările și veniturile acestei întreprinderi. De cei care tot trâmbițează astăzi, că noi vom economisi pe lichidarea consiliilor, pe comasarea satelor și așa mai departe, sunt conducători proști. Noi trebuie să dezvoltăm economia Republicii Moldova. Nu este asta prioritatea numărul 1 și nu câștigi de la aceasta bani. Reforma administrativ-teritorială are costuri de implementare. Noi trebuie să fim pregătiți și să avem bani suficienți pentru a face reforma administrativ-teritorială. Am înțeles. Domnule Filip, am analizat raportul financiar depus la Comisia Electorală Centrală, ultimul chiar vineri a fost depus și arată că în actuala campanie, în cele 4 săptămâni de campanie, Partidul Democrat a raportat cheltuieli totale de circa 800.000 de lei. Dintre acestea, doar 40.000 de lei sunt din donații. În același timp, în campania din 2019, formațiunea a cheltuit în 4 săptămâni de campanie peste 23 de milioane de lei. Deci, și cei mai mulți bani au venit atunci din donații. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum că nu vă mai donează oameni?
Este alt fel de partid politic. Deci, dumneavoastră, cred că și toată în lumea... În afară de lider, ce s-a schimbat? S-a schimbat tot. În Partidul Democrat este altă echipă la nivel de leadership. Dumneavoastră ați văzut toate aceste plecări și dat... Inclusiv astăzi am văzut un anunț. Din Partidul Democrat. De aceea, noi am condamnat într-un mod oarecare la o ședință a Consiliului Politic Național trecutul Partidului Democrat. De aceea este un alt fel de partid. Ne vine greu să spălăm imaginea care am moștenit-o, dar sunt absolut sigur că după intersecția pe care o vom trece pe 11 iulie, o să vadă toată lumea că Partidul Democrat este o cu totul altă formațiune politică. De aceea, da, acum nu avem acele donații. Eu în perioada aceea, mi-ați spus dumneavoastră de cifre, nu aveam activitate de partid, fiind în funcție executivă și nu duceam conturi și nu știam ce se face, de fapt. Dar erau reale acele donații? Pentru că erau sute de oameni care donau, 10, 20, 40. Eu nu vă pot răspunde la această întrebare. Știu că a fost și o investigație, deci contabilitatea știe cu certitudine ce s-a întâmplat în acea perioadă. Desigur că au fost donații reale, pentru că de altfel nu puteau fi elaborate actele. Dar cu referire la declarația de astăzi despre care spuneați dumneavoastră, pentru că m-a prins chiar pe drum... către dumneavoastră, da. Noi am văzut în toată această perioadă mai multe declarații din astea tari, pentru că toată lumea, nu știu de ce, și-a concentrat atacurile asupra Partidului Democrat. De asta, când vorbim despre viitorul Parlament, pentru mine asta este un primul indicator, că dacă te bat, înseamnă că contezi, pentru că de altfel nu ți-ar fi atras atenția. Am reușit chiar pe drum să schimb câteva vorbe cu colegii mei de la Râșcani cu referire la această declarație care sună puternic a organizației teritoriale Râșcani. Asta este activitatea fostului nostru coleg Nichi Forciuc, care a devenit prea toxic pentru această societate. Deci vedem aici 5 semnături. Domnul Garbuz Victor, primar de Pârjuta, este un primar plecat de un an de zile de la Partidul Democrat și dat afară de la Partidul Democrat pentru că el de mult este cu PSRM-ul. Același lucru ține și de consilierul raional Romanciuc Nicolae. Acești oameni au fost dați afară din partid acum un an de zile. Cu referire la alți trei primari care au semnat această declarație. Doamna Șarban Antonina, primar de Șumna, au vorbit colegii mei cu ea și ea nu a semnat această declarație, deci este o semnătură pusă falsă pe această declarație. Exact același lucru ține și de primarul Titei Vitale de la Pocimbăuți. Nu a semnat această declarație. Oamenii ăștia vor ieși cu declarații publice acum și se vor judeca cu cei care au publicat și au semnat în locul lor această declarație. Unica semnătură reală este din partea primarului Vacariuc, de la Luniș, și primarul ăsta le-a spus colegilor mei de la Râșcani că au fost la dânsul domnul Nichi Forciuc și cu domnul Măzdrencu, care este deputatul de la PSRM, și l-au amenințat că dacă nu semnează această declarație îi vor da afară fiul lui care lucrează la vamă. Și el a zis: eu nu vreau băiatul meu să rămână fără lucru, de aceea a semnat această declarație. Acest lucru când s-a întâmplat? Acum în campanie electorală? Sau? Acum în campanie electorală. Deci iată așa la noi merge campania electorală, cu intimidări, cu presiuni. Ați văzut primarul nostru de Varneță, care i s-a telefonat și spus că i s-a pus explozibil în casă. Asta sunt intimidări, pentru că el nu și-a părăsit casa, știa care sunt intențiile celor care vrea să intre la dânsul în casă. Și exemple de astea sunt foarte multe. O altă primăriță de a noastră care exact a fost intimidată de domnul Nichi Furciuc și cu cumătrul lui șef la
AIPA Curmei, care au fost la Iași și au spus că ai un proiect la AIPA, ai, dacă vrei să meargă acest proiect înainte, atunci părăsește Partidul Democrat și semnează această declarație. Evident că doamna aceea, care are multă demnitate, nu a semnat acest lucru. Alți primari de pe la Soroca, la care a mers Nichiforciuc cu geanta de bani să le opună, hai părăsiți Partidul Democrat. Deci, iată, așa se face acum campanie. Deci, ăsta este cel care a văzut și este foarte disperat, pentru că promisiunea lui Dodon să-l pună pe listă la socialiști nu a mers, pentru că este toată lumea împotriva lui și acum el gândește că măcar să distrug ceva, poate voi atrage mai multă atenție și nici nu știi cum se trezește PSRM o să-l ia pe listă. Da, asta care este realitatea. Astfel de acțiuni aveau loc și pe timpul guvernării Partidului Democrat? Poate și au avut loc și pe timpul guvernării anterioare. Deci acțiunile astea sunt condamnabile și cineva trebuie să răspundă până la urmă. Dumneavoastră nu ați cunoscut, vreți să spuneți despre ele atunci când erați prim-ministru sau când candidați? Deci eu încă o dată nu fug de răspundere, dar în perioada aceea eu am fost prim-ministru și mă ocupam de executiv. Eu înțeleg că poate cineva nu poate crede acest lucru, dar nu am avut activitate de partid. Deci erau absolut alți oameni. Da, dar se vorbeau despre asta și dumneavoastră ca prim-ministru puteați lua atitudine. Și eu ca prim-ministru cu echipa guvernamentală am făcut niște lucruri de care să se bucure oamenii din această țară, acolo unde a fost posibil. Am elaborat și am implementat programe precum sunt drumuri bune, o nouă viață, o prima casă, deci ajutoare pentru pensionari, un doctor pentru tine, reforma sistemului de pensie, reforma sistemului de salarizare, indemnizații pentru copii, pentru că am crezut că trebuie să fie de folos. Pentru greșelile politice care le-au comis conducerea Partidului Democrat, partidul a plătit politic și ecourile, cum s-ar spune, le auzim încă și astăzi. Domnule Filip, o ultimă întrebare din cele 6 înainte de cele 5 blitz pe care le-am pregătit. Am analizat raportul Promolex pentru actuala campanie. E adevărat, cuprinde perioada de până la 4 iunie inclusiv. Și am văzut acolo 4 cazuri de utilizare a resurselor administrative de către Partidul Democrat. Mai exact, la evenimentul de lansare în campania echipelor din Cimișlia și Basarabeasca, în timpul orelor de muncă au fost prezenți mai mulți bugetari. Sunt aici exact și numele. Cum comentați dumneavoastră aceste lucruri? Eu cred că dacă indicați la niște încălcări de ordine folosirea instrumentelor administrative de către Partidul Democrat, astea sunt floricele în comparație cu ce se face în jur și cu lucrurile care eu le văd și unele din ele, iată, v-am vorbit astăzi ce se întâmplă. Acolo ar trebui să-și concentreze cu toții atenția și eu consider în continuare o greșeală enormă comisă de către colegii noștri că nu s-a acceptat instalarea unui guvern astfel încât să le luăm instrumentele administrative celor care astăzi le utilizează din plin în această campanie electorală. Încă două comentarii din partea sau irregularități sesizate de cei de la Promolex. Implicarea reprezentanților cultelor religioase în susținerea campaniei electorale și exact preotul localității din Izbiște, Criuleni, a venit cu mesaje în susținerea Partidului Democrat. Mai sunt și alți preoți care vă susțin? Noi, este încălcare atunci când îi împui pe cineva să facă acest lucru. Dar totuși din biserica moment, este separată. Din moment când eu am mers la această întâlnire și omul a vrut să vorbească și s-a sculat și a vorbit despre acest lucru, eu cred că noi avem libertatea de exprimare și nu putem să închidem gura nimănui. Și asumarea meritelor pentru proiectele realizate din bani publici. Inclusiv dumneavoastră, la 27 mai, în cadrul evenimentului de lansare, ați declarat că sunt meritele Partidului Democrat pentru drumuri bune, prima casă, un doctor pentru tine și alte proiecte lansate și implementate din bani publici. Da, și eu să continui să spun acest lucru pentru că sunt proiecte care au fost elaborate și implementate de către echipa Partidului Democrat. Dar intra în fișa de post, dacă pot să spun așa, a guvernului realizarea acestor proiecte. Da, dar trebuiau să facă și alte formațiuni politice care au avut posibilitatea să conducă guvernul. Deci noi nu am spus că și niciun proiect nu este implementat din bani de partid. Deci pentru asta și se luptă formațiunile politice,
pentru ca să aibă instrumentele de guvernare și să gestioneze sau să administreze eficient țara. Am înțeles. Cele 5 întrebări blitz la care am să vă rog, oricât de greu ar fi, să ne răspundeți cu da sau nu. În cazul în care Partidul Democrat și Pavel Filip ajunge în viitorul Parlament, veți susține sau nu un proiect sau un pachet de sancțiuni împotriva Republicii Belarus? Da. În cazul în care ajungeți în Parlament, veți susține sau nu pierderea mandatului de parlamentar în caz de traseism politic? Eu voi susține și noi, de fapt, și am susținut. A fost votată și o declarație, doar că nu poate fi rezolvat această problemă la nivel de lege, ține de cultura politică generală. Veți susține sau nu un proiect în care să interziceți activitatea televiziunilor de partid? Eu cred că noi vom susține un proiect prin care să facem eficient munca regulatorilor de stat și instituțiilor care trebuie să se ocupe de acest lucru, care să poată asigura o obiectivitate a reflectării evenimentelor de către televiziune. Deci ar fi da și aici. Desigur. Veți susține sau nu aprobarea Convenției de la Istanbul? Convenția de la Istanbul noi o putem susține doar cu rezerve. Acolo sunt foarte multe lucruri care contravin cu valorile noastre tradiționale, creștinești, ortodoxe. Cum ar fi mama, tată, parteneri, partenerul 1, partenerul 2. De aceea sunt multe rezerve care trebuie expuse și cu aceste rezerve noi vom putea susține. Și ultima întrebare, în cazul în care Partidul Democrat și Pavel Filip ajunge în viitorul Parlament, veți susține sau nu introducerea în școli a unui curs de educație sexuală? Eu nu vă pot răspunde nici da, nici nu la această întrebare, pentru că trebuie să se dea cu părerea cei din domeniul educației și dacă consideră sau care va fi forma acestei educații, poate da. Este foarte complicat să vă răspund la această întrebare, cum da sau nu. Am înțeles. Domnule Filip, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, mult succes în campania electorală și vom vedea rezultatele pe 12 iulie deja. Mulțumesc mult și eu. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Rămâneți în continuare pe Agora, citiți știrile, informați-vă astfel încât să puteți lua o decizie bună și pe care să nu o regretați pe 11 iulie. Noi ne revedem mâine cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!